există prima posibilitate de a participa la conferința de manageri, adică nivelul de 12% din planul nostru de succes, care nu este greu de realizat acel nivel, să participi la acele conferințe. Cum ajungi la conferințele acestea? Asta vreau să înțeleg. Sunt plătite de companie sau cum? Absolut. Asta voi lăsa să aflu, domnul Drăguși. Toate aceste conferințe sunt gratuite. Iar cele de diamant și de executiv, noi acolo avem 4 locuri gratuite. Dragilor, astăzi începem un nou daily vlog și în mare parte este o zi cu treburi din acestea casnice. Ați văzut că deja am făcut o parte dintre ele în prima parte a zilei, dar mai avem, printre care vreau să și gătim astăzi. Și de asemenea, pentru mine este și o zi de organizare pentru luna martie, deoarece vreau să-mi aranjez agenda, așa cum fac eu la începutul fiecărei luni. Deci o să ne ocupăm și de asta și cu ocazia faptului că am adus în discuție luna martie, vreau să vă urez și aici să aveți o primăvară frumoasă, minunată, plină de soare, cel puțin eu așa îmi doresc, să fie soare, să fie cald, să avem așa o dispoziție bună și să avem energie să îndeplinim tot ceea ce ne dorim noi în această primăvară, așa că vă doresc toate lucrurile acestea, dragilor. Iar acum, înainte de a reveni la treabă, vreau să fug până la magazinul din colț, pentru că trebuie să mai cumpăr câteva ingrediente pentru mâncarea pe care vreau să o fac, că am băgat de seamă că îmi lipsește câte ceva, așa că mă îmbrac rapid și fug până la magazin să mai iau ce este de luat. M-am tot gândit în aceste zile ce să mai pregătesc eu, o mâncare cu niște ingrediente care cât de cât se mai găsesc pe la mine prin frigider, pentru că o să mergem în aceste zile să facem și cumpărăturile alimentare, cum le facem de obicei, așa cam pe sfârșit sau chiar început de săptămână. Deci o să avem și un haul cu chestii alimentare. Și până la urmă m-am hotărât să fac acea ciorbă de pui pe care am mai făcut-o cu voi. Bine, mai degrabă este un fel de supă, că v-am mai explicat cum o pregătesc eu. O să vedeți și astăzi. V-am mai povestit că mie îmi place să fierb carnea de pui. Și apropo, am un pui de țară de la bunica mea care este super bun pentru astfel de ciorbă. Și după ce fierbe aceasta, când o pun alături de legume și restul bunătăților, nouă ne place să o avem dezosată în ciorbă, așa că da! Dacă n-ați încercat până acum varianta asta, eu vă recomand, cel puțin nu așa ne place foarte mult, așa că asta o să facem azi, dar hai să fugim și după restul ingredientelor și să ne apucăm de gătit, că durează un pic până fierbe și carne, dar în timpul acesta mai facem pe aici puțină curățenie și organizare prin casă, după cum v-am zis, așa că fugă la magazin! On my way home, stumbling on the pavement, on the pavement, yeah, yeah. No sleep in my body, last night got me wasted, yeah, yeah. Ain't nobody calling my phone up just to make sure I get home safe and sound, yeah, I'm pretty sure. If I fall down and don't get up, nobody would care, yeah. Don't wanna be alone anymore, so I might as well sleep with the doors unlocked. Yeah, yeah. I might as well sleep with the doors unlocked. Yeah, yeah. I might as well sleep with the doors unlocked. Headache and sore throat, constantly hungover, yeah. Eating all alone, sleeping on my own, tell me how to be. Ain't nobody calling my phone up just to make sure I get home safe and sound, yeah, I'm pretty sure. If I fall down and don't get up, nobody would care, yeah. Don't wanna be alone anymore, so I might as well sleep with the doors unlocked. Yeah, yeah.
you put the doors unlocked. Ooh, yeah, yeah. I might as well sleep with the doors unlocked. Neața, astăzi este o zi așa mai de relaxare și mă bucur foarte tare că a ieșit și soarele în sfârșit și avem o vreme puțin mai caldă, astfel încât o să mergem în vizită la socrii mei, ne plimbăm un pic, vedem ce mai facem, deci în mare parte ziua o să fie așa destul de lejeră, astfel încât să respirăm și noi și să ne încărcăm bateriile pentru săptămâna care urmează. Nu am exact așa un plan al zilei pe care să vi-l zic sau niște activități specifice, dar bineînțeles vă iau cu mine și o să vedeți ce o să se întâmple astăzi. Could hear my father's voice, he would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time, time to laugh and time to heal. Our favorite song is on repeat, drinking wine until the dawn. Soon we'll be back home. Ooh, I'm thinking about you. Ooh, I'm wishing that you knew. Acasă, dragilor, este seara acum, destul de târziu, aș putea zice. O să mă duc și eu imediat să mă demachez, să fac un duș, dar încă nu o să mă bag la somn, că vreau să termin de organizat agenda. Nu am apucat să fac lucrul acesta ieri, mai am de făcut câteva chestii care ar trebui teoretic să nu dureze mult și cum v-am zis că urmează o nouă săptămână, am nevoie de ele, așa că vreau să le fac în seara aceasta. Iar legat de ziua de astăzi, după cum v-am zis și ați și văzut, am fost în vizită la socrii, unde am stat în curte, la soare, la aer curat, am făcut și un grătar, ne-am adunat acolo mai mulți, așa în familie, ați văzut și pisicile familiei, pe Izzy și pe Thomas și dacă îmi urmăriți videoclipurile de mai mult timp, cu siguranță știți povestea lor, cel puțin a lui Izzy, așa că mă bucur că am reușit să-l revăd astăzi, pentru că de obicei este așa mai golăna și nu prea stă pe acasă, dar de data asta i-am nimerit pe amândoi. Cei doi sunt obișnuiți la curte, deci nu poți să-i închizi în casă, am văzut că vor să se joace, să alerge și toate cele, plus că mai avem și alte pisici ale vecinilor pe acolo prin jur, așa că este o comunitate a pisicilor, aș putea spune. Și nu exagerez când zic asta, cred că sunt cel puțin 10 pisici acolo în teritoriu, cel puțin, dar dacă le numărăm, cu siguranță sunt mult mai multe. Și de vreo câteva minute am sosit și noi acasă și ați văzut că m-am întors cu
multe mărțișoare. Deci, efectiv, acum când intri la mine în bucătărie, simți numai miros de zambile, atât de parfumate sunt și, din păcate, toate florile acestea pe care le primesc, atât cele pe care le pun în vază cu apă, cât și cele în ghiveci, trebuie să le închid săracele în bucătărie, nu le pot lăsa pe aici prin casă, pentru că altfel, dacă le dau pisicilor mele acces la flori, în primul rând Sophie se apucă și rumegă din frunze, în al doilea rând sunt toxice pentru ele, deci Doamne ferește să nu se ajungă la vreo problemă de sănătate cu pisicile, și în al treilea rând, dacă sunt florile și în ghiveci, nu mai imaginați-vă ce se va întâmpla cu pământul acela, așa că trebuie să le țin acolo izolate în bucătărie, dar mă bucur de ele de fiecare dată când intru acolo și le văd, mai ales când am flori din acestea care au și un parfum și un miros, că deschid ușa la bucătărie și simți așa că a venit primăvara. Și le-am aranjat în seara aceasta, le-am pus acolo pe toate într-un colț așa, în balcon mai spre geam, ca să le intre și lumina. Le-am pus puțină apă și cam asta este tot. Deci, dragii mei, cam aceasta a fost și ziua de astăzi. Într-adevăr, nu am apucat să filmez sau să discutăm prea mult, dar nici nu am făcut ceva așa, nu știu, deosebit, care să ziceți că merita foarte mult filmat sau mai știu eu ce. Oricum, v-am arătat ce s-a întâmplat. Iar acum fug și eu să-mi fac rutina de seară și să termin cu planificarea, așa că rămâne să ne auzim mâine, dar vă las cu rutina mea din această seară. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference. Oh, you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. Tell that you're tough. Order in a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. Neață, dragilor! Astăzi avem o zi plină, așa cum v-am anunțat de ieri. Întâi de toate vreau să vă zic că este sfârșit de campanie la Oriflame, așa că deja m-am ocupat de primele lucruri pe care le aveam de făcut pe ziua de astăzi. Iar acum m-am îmbrăcat, m-am machiat și toate cele, pentru că urmează să mergem la cumpărături. Așa cum v-am zis și la începutul vlogului, facem cumpărăturile alimentare și plănuiesc să merg întâi de toate la Lidl și sper să găsesc acolo tot ce îmi trebuie legat de alimente. Am făcut și lista de cumpărături, m-am gândit ce vreau să gătesc eu așa pentru săptămâna aceasta sau, mă rog, pentru următoarele zile, și vreau să ajungem și până în Pepco, deoarece îmi lipsește o chestie de aici din casă și vreau să văd și colecția de primăvară, că din câte am văzut pe Instagramul lor au început să bage chestii noi, dar acum să vedem dacă prindem în stoc, cel puțin la magazinul Pepco unde merg eu de obicei. Stocul lasă de dorit sau pur și simplu și trebuie să ai noroc să nimerești în ziua potrivită când aduc ei marfa. Și trebuie să ajungem și până la farmacia Tei, deoarece am de luat niște suplimente, niște medicamente, deci o să facem mai multe opriri astăzi. Noroc că este soare, mai călduț, m-am îmbrăcat și eu mai subțire, bine, în continuare am un plovăr pe mine, dar am zis să-mi iau hanoracul acesta, care este așa un pic flaușat pe dinăuntru, deci îmi ține cât de cât de cald. O să-mi iau și Adidas și încerc să-mi schimb outfit-ul, să-l adaptez așa cu vremea de afară, că eu încă am rămas setată pe gecile groase de iarnă și pe bocanci, dar hei, sunt o persoană destul de friguroasă, așa că mai degrabă prefer să mor de cald decât să mor de frig. Dar să sperăm că ținuta de astăzi o să fie ok și nu o să dărdăi, dar totuși o să mergem cu mașina în mare parte, așa că nu cred că o să îngheț. Deci da, haideți să fugim la cumpărători și când ne întoarcem vă arăt ce am luat. Ei, tu frumusică! Da!
Mă duc la cumpărături și mă întorc repede, ok? Stai cu băieții, bine? Da, frumoasa mea. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, aproximativ 2 ore am sosit și eu acasă cu toate cumpărăturile și haideți să vă arăt repejor ce am luat din Pepco, că sunt doar 2 chestii, dar sunt destul de drăguțe părerea mea, iar apoi o să vă arăt cumpărăturile din Lidl, unde acolo avem mai multe de văzut. Întâi de toate am cumpărat dozatorul acesta pentru săpun lichid, nu știu dacă este nou sau ceva de genul, dar parcă recent l-am observat la ei în Pepco. Și apropo de chestii noi, doar câteva lucruri erau aduse din colecția nouă și pe acelea nu am reușit să le filmez foarte bine, dar oricum erau împrăștiate și sincer nici nu mi s-au părut cine știe ce, așa că până la urmă nu am cumpărat nimic din noua colecție și nu știu cât am apucat să filmez, o să văd exact la editare. Iar revenind la cumpărăturile propriu-zise, am luat, după cum v-am zis, dozatorul acesta care este din sticlă și are nuanța aceasta frumoasă de verde care o să meargă la noi în baie, iar partea de sus este cu auriul acesta metalic care mie îmi place super super mult. Este un dozator așa mai înăltuț și are mai exact 280 de mililitri, cam aceasta ar fi capacitatea lui și a costat doar 10 lei. Chiar sunt curioasă să văd dacă o să intre aici 280 de mililitri, că dacă te uiți așa la el parcă nu pare, cred că intră, nu știu, maxim 200, hai să zicem un 230, dar o să-l umplu astăzi și vedem. Și uitându-mă pe acolo pe la ei printre rafturi, ia uita ce am găsit, la fel nu știu dacă este nou sau așa, dar mi-a plăcut foarte mult, mă caracterizează, așa că nu puteam să o ratez. Este vorba despre cana aceasta cu Cat Mama și are pisicuța și pe o parte, dar și pe cealaltă. Este neagră așa înăuntru și cu albul acesta spre crem în exterior, deci chiar pe lângă faptul că are textul acesta și pisicuța, mă duce și cu gândul la Sasha și la Sophie. Păcat că nu are și ceva, o pată portocalie, că ar fi fost completă și cu ceva așa de la Cookie, dar da, eu zic că mi se potrivește și nu puteam să o ratez, mai ales că a fost doar 10 lei, deci foarte mic prețul. A, da, și de la farmacia Tei am mai cumpărat niște pastile, după cum v-am zis, astea care pe mine mă țin în viață și nu exagerez când zic asta, la menstruație, și acestea care cumva fac o diferență pentru anemia mea de fier. În acest moment pot să zic că sunt cele mai bune suplimente pe bază de fier și vitamina C, este o combinație foarte bună aici și eficientă, pe care trebuie să o iau în fiecare lună, așa că da, iar partea proastă este că are un preț destul de mare și, de exemplu, cutiuța aceasta la farmacia Tei am găsit-o la 138 de lei aproximativ. Iar, ca de fiecare dată, am așezat cumpărăturile alimentare și câteva chestii pentru casă, aici în bucătărie pe masă, după cum v-am zis, sunt toate din Lidl, așa că haide să vi le arăt, dragilor. Cred că mi-am făcut un obicei sau ceva când vă arăt holuri din aceste alimentare, să începem cu bananele, dar sunt nelipsite de la noi în continuare și în continuare prețul este același de 7 lei, dar cred că spre sfârșitul săptămânii, undeva de joi încolo, vor fi mai ieftine la Lidl, parcă la 4 lei 50 sau nu mai știu ce am văzut eu în catalogul lor. Dar noi aveam nevoie acum de ele, așa că am decis să le iau și am luat mai multe care sunt așa aproape coapte în întregime
Și vreo două care sunt super super verzi, că v-am zis, eu sunt cu astea mai necoapte, dar Paul le preferă pe cele mai dulci. Apoi, avem aici o caserolă de baby spanac de 100 de grame, care a fost în jur de 5,80 lei și este din gama aceasta bio. Am mai cumpărat acest spanac și îmi place foarte mult și de asemenea și ciuperci din acestea albe, au fost 8 lei. Iar în primul rând le-am luat pe ambele pentru că vreau să fac niște paste din acelea cremoase cu ele. Bine, cred că o parte din ciuperci o să le bag și la cuptor, dar în principiu vreau ca zilele acestea să fac o rețetă de paste cu spanac, cu ciuperci și o să văd ce legume mai pun pe lângă și cu niște bucățele de piept de pui. Așa că de aceea le vedeți aici. Am cumpărat și roșiile acestea micuțe, cred că sunt tot așa niște roșii sherry, iar o caserolă din aceasta a fost 4,50 lei și are 250 de grame, dar cred că erau la o ofertă, ceva de genul. Și m-am hotărât să iau două, că o să le mâncăm și la micul dejun, poate pe lângă o omletă sau sandvișuri și de asemenea poate le mai includ și într-o salată, în diverse rețete. Iar acestea, chiar dacă sunt așa micuțe și nu par cine știe ce, mie chiar mi se pare că totuși sunt niște roșii cu gust și un pic mai dulci, adică mie îmi plac foarte tare. De fiecare dată când le-am luat, nu am nimerit vreo caserolă din aceasta cu un gust dubios sau fără gust, deci da. Am luat și câteva mere din acestea golden, am luat doar câte știam că o să mâncăm în zilele care urmează și kilogramul a fost la reducere, parcă la reducere sau la preț întreg, nu mai știu sigur. Cert este că a fost 4,50 lei kilogramul și am luat vreo 5. De asemenea, am cumpărat și 2 ardei din aceștia grași. Am luat unul mai mare și unul mai mic și pe unul o să-l bag la cuptor alături de morcov, cred că și ceapă, cartofi și pui. Iar pe unul, tot așa, cred că într-o salată sau dimineața. Și kilogramul de ardei roșu, acesta gras, este vreo 13 lei. Vedeți aici un castravete Fabio, pe care tot așa l-am luat pentru salată, pentru micul dejun și a costat vreo 3,80 lei. Și că a fost la o mică reducere, da, mă rog. Am luat aici pentru sandvișuri și mușchiul acesta file, care este de porc, a fost în jur de 5,80 lei, undeva pe acolo. Și am mai luat și șunca aceasta Praga, pe care sincer nu am încercat-o până acum, dar sper să fie ok. Sunt înăuntru 100 de grame și a costat tot așa în jur de 5 lei. Am găsit la ofertă pachetul acesta de capsule de cafea, cele de la Nescafe Dolce Gusto, pe care ați văzut că le mai cumpăr eu de obicei și am luat varianta aceasta lungo, deci face o cafea simplă fără lapte, zahăr sau altceva și înăuntru sunt 16 capsule și am luat la 22 de lei cutia. Iar dacă vă interesează, cealaltă variantă care este la reducere este cea Cortando, sau mă rog, sper că așa se numește, sper că am zis bine, care și aceea îmi place foarte mult, dar am zis să o aleg pe aceasta simplă, fără lapte. Și vedeți aici și o caserolă de afine de 250 de grame, care a fost în jur de 12 lei. Știu că au și caserola aceea mai mare de 500 de grame, dar eu mai am niște fructe de pădure pe aici, prin frigider și vreau să apuc să le termin pe acelea. Și apoi să le încep și pe acestea și de aceea am zis să iau o caserolă mai mică. Și bineînțeles le-am luat pentru terciul de ovăz pe care îl fac dimineața. Am cumpărat și cafeaua aceasta solubilă tot așa de la Nescafe. Este varianta clasică, mie îmi place foarte tare, o consum de câțiva ani și nu exagerez. Și costă vreo 28 de lei borcănașul acesta, care cred că are 200 de grame. Da, 200 de grame are. Cu siguranță recunoașteți borcanul, că este un sortiment de foarte, foarte mult timp la raft. Am luat și două cutii din acestea de lapte, cel pe care îl vedeți în mod normal la mine, doar că de data aceasta am luat varianta de 1 litru, pentru că nu mai aveau deloc la raft varianta aceea la bidon de 1 litru și jumătate, iar o cutie din aceasta a fost în jur de 4,50 lei. V-am zis de terciul de ovăz, așa că este nelipsit, bineînțeles, și iaurtul meu grecesc, pe care îl folosesc eu pentru terci.
acesta de la Pilos cu 10% grăsime, găletușa de 1 kg care mă ține aproximativ 5 zile, o săptămână, depinde că nu mănânc terci de ovăz chiar în fiecare dimineață, și găletușa costă 12 lei. Am luat și o pungă din aceasta de turtiții, din aceștia simpli cu sare, este o pungă din aceasta mai mare de 200 de grame și a fost 4 lei și 20 de bani. Am zis să iau și ceva de ronțăit în cazul în care ne mai apucă și cumva turtiții ăștia mi se par mai ok, în sensul că nu știu, n-au mult ulei sau nu sunt prăjiți, la asta mă refer. V-am zis că vreau să fac niște pui la cuptor și cu cartofi și cu legume și bineînțeles am luat și pieptul acesta de pui. Încă nu știu sigur dacă o să-l pun așa întreg la cuptor și doar îi pun ulei de măsline și condimente sau o să-l fac bucățele. Dar mă mai gândesc eu până atunci. Are 650 de grame și a costat în jur de 19 lei și 30 de bani. Avem aici un mușchiuleț din piept de pui. Pe acesta vreau să-l fac cu pastele de care v-am zis. Nu știu clar dacă o să folosesc tot mușchiul pentru paste sau doar jumătate și cu jumătate, nu știu, poate îl prepar ca să l-am gata făcut și îl includ într-o altă rețetă, poate chiar într-o salată sau într-un sandwich, de ce nu? Iar caserola aceasta de 500 de grame a fost 14 lei și un pic. Am recumpărat și crema noastră de brânză preferată, aceasta de la Milbona, în varianta originală, naturală, mă rog. V-am mai povestit despre ea, mi se pare cea mai bună pentru că este și fină, așa cumva ca textură. Cred că merge inclusă și în prăjituri, de exemplu în cheesecake. Mi se pare destul de asemănătoare la gust cu Philadelphia, nu știu dacă v-am mai zis asta în alte vloguri, dar bineînțeles nu este la fel de scumpă ca Philadelphia, costă vreo 7 lei și 30 de bani din câte mi-amintesc și are, imediat vă zic gramajul, 200 de grame, deci nouă ne ajunge cam o săptămână așa dacă o păstrăm doar pentru micul dejun și sandwich-uri. Și am recumpărat sortimentele acestea, am zis că ar fi un sortiment nou sau ceva de genul, este un orez cu lapte practic în varianta aceasta cu mai multă proteină și am luat una cu vanilie și una cu ciocolată. Le-am mai încercat data trecută și mi s-au părut super bune, sățioase și consistente. Sunt într-adevăr dulci, dar nu foarte dulci și surpriza mea a fost să văd că nu conțin zahăr. Într-adevăr, avem îndulcitori aici, dar mult mai ok decât zahăr și am testat să văd și dacă îmi crește glicemia. Am urmărit asta pe senzorul de glicemie și chiar nu îmi crește. Bine, evident, conține carbohidrați, conține calorii și așa mai departe, dar dacă le calculez și ții cont de ele, chiar nu crește glicemia, cel puțin ăsta este cazul meu. Și, sincer, ambele variante mi se par foarte, foarte bune, iar ca textură este un orez cu lapte mai gros, așa mai dens. Dar ai și niște budincă din aceasta de vanilie sau de ciocolată printre acest orez și practic poți să-l amesteci așa și să fie un fel de orez cu lapte plus budincă, ceva de genul acesta. Dacă vă interesează să încercați aceste sortimente, găsiți cutiuța la 4,50 lei. Și am cumpărat și telemeaua aceasta din lapte de vacă pentru că a fost la reducere la vreo 5 lei pentru cantitatea de 200 de grame. Mi se pare ok ca și telemea, nu cea mai cea clar. Am încercat altele mult mai bune, dar dacă tot era la reducere, am zis să o iau că poate o includ în acele paste cremoase de care v-am zis, ca să le dau și așa un pic de gust de brânză și mi se pare super ok. Nu e nici prea sărată, dar nici deloc. Chiar mi se pare potrivită din punctul acesta de vedere. Am găsit la ofertă și pachetul acesta de nuggets. Sunt 10 bucățele înăuntru, incluse și două sosuri. A fost pachetul la vreo 9 lei, ceva de genul acesta și am zis să le iau, o să le țin în congelator în cazul în care am o zi în care nu am timp să gătesc, să fac niște nuggets de genul, pentru că pot să-i bag la air fryer câteva minute și sunt efectiv gata. Și sosurile astea chiar să știți că sunt foarte bune. Și ca să completez bucățelele de pui, am zis să încerc și cartofii aceștia cu coajă. Zic ei că ar fi niște cartofii românești din brandul acesta Cămara Noastră. Sunt special pentru prăjit și avem în această punguță
un kilogram de cartofi, dar eu la fel vreau să încerc să-i fac la air fryer, să vedem cum vor ieși împreună cu nuggets. Mi-am recumpărat și amestecul acesta de legume cu orez și ciuperci, care mi se pare foarte bun și la fel, nu știu, poți să-l pui pe lângă niște tonde, de exemplu, și să-ți faci rapid un prânz. Eu, în general, servesc cam jumătate de cantitate la o masă și costă vreo 5 lei și un pic, deci destul de puțin și este pachetul acesta și consistent, având și orez în compoziție, nu doar legumele simple. Apropo de orez, am recumpărat pachetul acesta pe care l-ați mai văzut la mine. Mi s-a terminat complet orezul din casă și am zis să-l iau să fie aici în cazul în care am chef de vreo rețetă, să știu că îl am în casă. Iar pachetul cred că a fost la o reducere sau ceva de 5 lei, 6 lei, nu mai știu prețul lui exact, dar oricum reducerea a fost minusculă. În schimb, la un preț foarte bun, am găsit ciocolata aceasta din aceea care este așa gigantică și super mare și evident că am luat-o în varianta noastră preferată cu cheesecake de căpșune. Costă acum 11 lei și 50 de bani și o găsiți în aproape toate sortimentele, dacă nu mă înșel, și cred că prețul ei întreg, parcă săptămâna trecută era de vreo 18 lei, deci s-a scumpit destul de mult, iar la reducere prețul, da, mi se pare acceptabil. Și am mai luat două chestii pentru casă și încheiem. Întâi de toate, vă prezint șervețelele acestea umede, dar care au o textură mai diferită față de un șervețel umed obișnuit, pentru că este cumva ușor abraziv și este special pentru bucătărie, mai exact pentru plită, pentru aragaz. Eu am mai auzit vorbindu-se despre ele și am zis, cât de bune să fie, dar de când m-am mutat aici, să știți că tot timpul le folosesc când trebuie să curăț plita. Și se curăță atât de ușor și de frumos și nu rămân dâre din acelea, cum rămân în general anumite suprafețe de la diverse șervețele umede, și plita parcă și lucește așa cumva frumos, deci chiar mi se par super eficiente. Iar acum le-am recumpărat, costă 7 lei pachetul și sunt înăuntru 50 de bucăți. Și am recumpărat și pachetelul acesta de odorizante de la Bref, pe care l-ați mai văzut la mine. Le-am găsit nou la ofertă, la 20 de lei, 4 bucăți din acestea, deci 5 lei bucata, chiar mi se pare super ok acest preț și avem și două variante din acestea diferite. Eu le folosesc, îmi plac super mult și dacă tot erau la prețul acesta mic, am zis să le iau și să le am pe aici prin casă în cazul în care se termină cele pe care le folosesc acum. Acestea au fost și cumpărăturile din Lidl. Mă duc acum să le pun pe toate la locul lor și apoi să-mi încălzesc și eu mâncare și să mănânc de prânz, pentru că mi-este foarte, foarte foame. Mai îmi fac o cafea și revin la treabă, că v-am zis, astăzi fiind ultima zi, am destul de mult de lucru, așa că ne auzim mai târziu. A doua zi, mai exact din bucătărie, pentru că aseară am terminat foarte târziu treaba, undeva pe la ora
12. Bine, timp în care am mai luat și eu câteva pauze ca să mănânc, am avut pe fundal și emisiunea Power Couple, dar nu pot să zic că am fost super atentă acolo. Dar cert este că tot a trebuit să fiu conectată, să fiu pe fază până la acea oră și de aceea nu am mai apucat să mai filmez și să vorbesc cu voi. Iar ziua de astăzi, tot așa, în prima parte a decurs numai cu treabă, nu am reușit să mai fac nimic altceva, am făcut sarcină după sarcină, pot să zic. Mi-am făcut repede la prânz un înlocuitor din acela de masă, o supiță foarte bună cu ciuperci. Am băut într-adevăr și vreo două cafele între timp ca să am energie și să fac față la toate sarcinile. Iar acum am zis să dau drumul la cameră, să vă pun la curent cu activitățile zilei și să începem să gătim. Astăzi o să facem mâncare un pic mai devreme decât făceam noi de obicei, pentru că cred că ați observat că de obicei încerc să fac așa mai spre seară. Numai că diseară la ora 7 am o întâlnire pe Zoom, așa că vreau să fiu gata cu mâncarea până atunci, eventual poate, nu știu, să și mănânc, că cine știe cât o să dureze. Și ce vreau să preparăm? Ceva super simplu la cuptor, așa cum v-am zis, dragilor, și cum v-am arătat și în hall. Am cumpărat piept de pui pe care o să-l băgăm la cuptor, iar pe lângă o să facem și niște cartofi ca să avem carbohidrați, dar o să punem și mai multe legume. În principiu aș vrea să pun brocoli, morcov și ardei, dar mai vedem în momentul acela ce mă mai apucă pe mine. Iar cum fac eu ca să-mi fie cât mai simplu să gătesc toată mâncarea aceasta la cuptor și să folosesc o singură tavă, deci nici să nu mulțăresc prea multe vase, o să mă folosesc de tava de la cuptor, dar cea care este un pic mai înaltă, pentru că eu am două, una așa mai scundă care este mare parte pentru prăjituri, aș zice, și una care este un pic mai înaltă. O să pun pe ea niște hârtie de copt și întâi de toate o să băgăm la cuptor pieptul de pui pe care o să-l las întreg, doar așa o să-l crestez de vreo 2-3 ori în funcție de dimensiunea lui. O să-l dau cu puțin ulei de măsline, sare, piper, condimente din acelea speciale pentru pui și cred că și niște pudră de usturoi și o să-l bag așa pe hârtia de copt și în timpul acesta mă apuc să curăț și să spăl, să tai cartofii, o să-i fac așa cu bulețe ca să se facă destul de repede. Cartofii tot la fel, o să-i prepar cu puțin ulei de măsline, sare, piper, pudră de usturoi, îi amestec înainte într-un castron cu toate lucrurile acestea și de-abia apoi o să-i pun în tavă pe lângă pieptul de pui și îi las acolo să se facă împreună cu carnea pentru câteva minute bune, deci cam, nu știu, cred că puiul va sta vreo 20-30 de minute singur aproximez, apoi o să adaug cartofii, o să-i mai las încă vreo 20 de minute, cam așa, și de-abia apoi o să vin cu legumele pe care o să le pun pe toate deodată și pe acestea tot în felul acesta o să le prepar, le curăț, le spăl, le tai și într-un castron așa bucățele, pun la fel o linguriță de ulei de măsline pentru că le face mai delicioase și în felul acesta și condimentele parcă se prind și mai bine de ele și prind mai multă aromă, nu știu dacă asta e doar părerea mea. Le condimentez tot așa în mare parte cu sare, piper și pudră de usturoi, că acestea sunt condimentele pe care le folosesc eu de obicei, dar voi puteți spune ce vreți. Și o să le adaug, bineînțeles, în aceeași tavă pe lângă acei cartofi și puiul nostru și nu am un timp maxim, să zic așa, după care să mă ghidez, pur și simplu din când în când mai arunc un ochi în cuptor și verific cu furculița, înfig furculița atât în pui, în cartofi și în legume și dacă văd că se desfac și că sunt făcute, în momentul acela le mai las cam vreo 5 minute așa să fiu eu sigură și le scot. Deci asta o să preparăm. Super simplu, o rețetă sănătoasă zic eu și puteți să o combinați, să folosiți ce legume vreți voi, să tăiați cartofii cum vreți și să puneți ce condimente doriți. Așa că haideți să ne apucăm de treabă ca să fim gata până la ora 7 când trebuie să fim pe Zoom. Control. You're on my mind, baby.
Am reușit să gătesc, să mănânc și am fost și la întâlnirea aceasta pe Zoom, care a durat aproximativ vreo 2 ore și un pic, așa că ne-am lungit destul de tare și acum s-a făcut seară. Este cam târziu în acest moment și m-a prins și oboseala sau ceva, nu sunt în cea mai bună condiție fizică, așa că o să trebuiască să mă duc, să mă temachiez și o să fac un duș și să mă bag mai devreme la somn sau nu știu, măcar să mă pun în pat să citesc un pic din cartea pe care o citesc eu în momentul de față și să stau așa mai liniștită și poate o să mă ia și somnul. Deci cam asta a fost, dragilor, și cu ziua de astăzi și o să încheiem și vlogul acum, așa că dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, să apăsați pe butonul de like și, bineînțeles, dacă vreți să mai vedeți clipuri din partea mea, nu uitați să vă și abonați dacă nu sunteți deja abonați la acest canal. Iar acum, la final, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și că mă urmăriți și că sunteți alături de mine, iar până data viitoare vă pup, vă îmbrățișez și vă las în partea aceasta mai multe clipuri pe care să mergeți să le vedeți. Pa, pa!